Sunt Farcaș Camelia, am 17 ani, sunt din Galbeni, Bacău și sunt elevă. Satul Galbeni este unul cu foarte mulți tineri plecați, adică nu prea mai sunt tineri de vârsta mea acolo și nu prea mai ai cu cine să ieși. Prima oară când am vrut să merg la discotecă, părinții mei mi-au zis că nu, până la 18 ani nu te duci la discotecă. Și eram... De ce? Am 16. La un moment dat i-am propus să mergem împreună la discotecă și a spus că nu, mai degrabă stă acasă decât să meargă cu noi la discotecă. Nu fost penibil, eram singura cu părinții dacă mergeam. Stați în trei sucuri. Păi, pentru cine? A, mai vine mama și tata aici. Satul meu, Galben, este un sat foarte mic și consătenii mă știa într-un timp fata de la Vocea României. Pentru Camelia e al treilea an că încearcă, e prima dată când ajungem până aici. În primii ani nu știu cine a spus mai departe și părintele paroh a spus pe altar. Preotul a spus ceva de genul că avem un invitat special, fata de la Vocea României, și tot s-a întors spre mine. Și eram... Da. Încă nu vine să cred. Și până aici mi se pare că am ajuns departe. Păi, uneori am senzația asta că nu ar trebui să fiu aici. Adică, câteodată am senzația că nu am o voce atât de faină, cum zice lumea, că nu știu, e chestia asta. Și chiar mi-aș dori, adică, îmi doresc să trec mai departe, dar uneori am senzația că nu o să se întâmple. Ce serioasă e. Welcome to the final show. I hope you're wearing your best clothes. Ce rău piesa asta. You can prop the door on your way to the sky. You look pretty good down here, but you ain't really good. Doamne, dar cât de târziu s-a întors? Gata, eu n-am mai sperat. Nici eu.